cea mai bună jucătoare la acest turneu de la IUD, clasele 5-8, spune-ne cum te numești și de când practici sportul în general și fotbalul în special. Mă numesc Georgiana Maria și practic sportul ăsta de când era mai mic. Mă joc, îmi plăcea să mă joc. Ai făcut, am înțeles, și handball înainte să... Da, am făcut handball cu profesora Ioana Bozdou. Și acum, gata, ai renunțat la sau faci în paralel? Păi, cu amândouă, așa. Ce-ți place mai mult, fotbalul sau handball? Fotbalul, că joc de mică și am jucat și în Italia la o echipă. Și îmi place fotbalul. Acum ai fost de departe remarcat al tuturor celor care au fost prezenți aici, reprezentanții AJF-ului și mele. Ce îți dorești în continuare? Păi, îmi doresc să continui, dacă se poate. Cu siguranță se poate și îți doresc să joci în Naționala României, cred că. Da, oricine aș putea. Primul pas probabil că va fi Olimpia Cluj, care știi că este cea mai bună echipă de aici. Nu știu ce să zicem, îți doresc succes și multă baftă și când o să ajungi acolo sus să nu uiți că noi de la Alba Sport suntem primii care ți-am luat un interviu. Niciodată. Bine, mersi și succes în continuare. Mulțumesc.